de seară, două puncte pierdute în ultimul moment. Cum explicați acest lucru? Am sigur, explicații se pot găsi, multe, multe, dar nu cred că ăsta e scopul. Am pierdut, într-adevăr, în al doilea joc pe teren propriu, în care, după pauză, primim două goluri. Am început în minutul 1 cu 0-1, în minutul 94 am mai luat un gol, suntem specialiști. Nu avem ce face, asta e situația, nu are rost la noastră să căutăm vinovați. Știm cu toții, suntem într-o situație grea, fantastic de grea, nu știu dacă toată lumea realizează. Asta este, vom încerca să facem tot ce este posibil, să salvăm situația, să încercăm să facem cât mai mult, sperăm de la zi la zi, de la joc la joc, să ne repunem pe picioare. A fost o lună păcătoasă, va veni una la fel. Dar nu avem ce face, am spus. Eu nu vreau să caut scuze pentru că am spus. Motive pot fi găsite foarte multe. Ăștia am fost, nu avem ce să căutăm acum să cine, ce, cât. Să mai întorceți la jucători săptămâna viitoare, asta cât de mult va ajuta? Ne ajut. Pregătirea să ne ajute. Vin câțiva jucători care vor veni după două săptămâni de stat acasă. E destul de dificil, am vrut și astăzi. Am încercat să, dacă n-ai rezerve, nu, jucătorii care sunt în teren săraci au încercat să dea maximum de ce pot la momentul ăsta. Când n-am mai reușit să fim agresivi, să rămânem cu echipa sus, să punem presiune pe adversar, automat, sigur, trebuia să schimbăm. Schimbările sunt care sunt, n-ai ce să faci, că asta este. Dacă ar fi cât de cât soluții de joc, astăzi puteam, într-un extremist, chiar și cu ce am avut la dispoziție, trebuia să câștigăm jocul, asta e clar. Din păcate, n-a fost să fie. Cât timp trebuie, în opinia dumneavoastră, ca să se refacă? Nu știu, că mi-e greu să spun în momentul de față. Nu pot să fac acum, știu eu, aprecieri vis-a-vis de perioada de timp care ne trebuie ca să ne revenim. Sunt jucători care vin după două săptămâni în activitate, sunt alții, toată pregătirea e făcută în masatul. E foarte greu să poți face o pregătire când acum intră 5, mai intră 5 peste două săptămâni, mai intră 7 peste încă două săptămâni. E destul de dificil, îți trebuie timp la dispoziție, dar timp nu avem. Nu știu, chiar nu pot să vă spun așa, să ar fi doar o prezumție în nimic altceva și nu vreau să fac aprecieri vis-a-vis de ceva pe care nu stăpânesc. Chiar nu pot să-mi dau seama. E destul de dificil. Contează, ține de fiecare, cât de bolnav a fost acasă, cât de mult a stat acasă, știu eu, cât de mult suferă în momentul când vine din nou la pregătire. Deci e destul de dificil. Clar, am avut o primăvară, de fapt nu primăvară, de la începutul iernii, m-am stat prost. Toate aceste îmbolnăviri ne-au dat peste cap. Am spus, nu trebuie să căutăm scuze, trebuie să încercăm fiecare la locul lui, cu resursele pe care le are, să scoatem maximum din ce are. Mulțumesc! Cu plăcere!